Edilul Florin Cărciumaru a precizat că în următoarea perioadă acest proiect se va realiza. De asemenea, administrația locală a promis că în această primăvară maestrul Nicolaescu va primi o stea pe Aleea Celebrităților. Am găsit înțelegere atât la Consiliul Local cât și la factorii de decizie din Primăria Municipiului Târgu Jiu și în semn de respect față de omul Sergiu Nicolescu și față de personalitatea lui, s-a hotărât și s-a căzut de comun acord ca o stradă din municipiul să poarte numele de Sergiu Nicolaescu și după precizările și după indicațiile unui apropiat al familiei Sergiu Nicolaescu, această stradă va fi în zona Kaufland, pe unde se spune că ar fi avut și teren, dar și o casă atâta timp cât a locuit în municipiul nostru. Sergiu Nicolaescu a fost numit cetățean de onoare în orașului Brâncuș pe data de 6 decembrie anului trecut. În aceea zi a fost inaugurată și cinematograful ce-i poartă numele. După moarte, rudele actorului au declarat că îi vor aduce cenușa în cavoul familiei Nicolaescu, ce se află tot în orașul Târgu Jiu.